Ce mesaje au în 2022 pentru acest oraș locuitorii din capitală, vedem în continuare. O urare de bine pentru orașul cu umeri albi de piatră. Cea mai frumoasă și cea mai plăcută floare a viitorului merită Chișinăul. Ce poți să dorești la așa zi frumoasă, la fiecare, chiar nu numai orașului, la pace, prosperitate și să fie de fiecare dată așa cum este astăzi. Să fie la fel de frumos, la fel de prosper, să aibă parte de oameni buni la suflet. Ordine. Să fie locatarii demni de oraș și orașul demn de locatari. Îi doresc să aibă multă lume bună la suflet. Să fie pace, sănătate, voie bună și tot binele de lume să fie aici în Chișinău. Îi doresc multă prosperitate, oameni cât mai frumoși, inteligenți, onești, mult succes, noroc și aderarea la UE. Câți locuitori are la moment Chișinău? Cunoașteți? Of, dar cel mai știe numărul de locuitori, că 100 se duc și unul vin. Era pe vremuri la peste jumătate de milion, am nu știu câte. Eu când am venit, era, vreau zic, 186 de mii de cetățeni, adică locuitori. Acum sunt undeva aproape un milion. Bănuiesc că orașul are nevoie de dezvoltare, înflorire, infrastructură. Cum veți sărbători această zi frumoasă? Probabil vom ieși cu familia la plimbare. Pe Piața Mare adunări naționale și în sânul familiei, cu nepoții, cu toți ceilalți. Eu am copil mic, așa că noi stăm acasă, adică cu copilul. Este un oraș foarte frumos și îmi place foarte tare natura noastră. Și doresc ca oamenii să fie mai sinceri, mai iubitori și la mulți ani Chișinău.